Tot mai mulți părinți își pierd copiii pe litoral sau unii îi lasă închiși în mașini minute bune fără să se gândească la riscurile la care sunt expuși micuții. Cel mai recent exemplu este al unei familii care și-a lăsat copilul în vârstă de circa un an de zile, mai multe minute încuiat în mașină cu geamurile închise într-o zonă din Mamaia Nord. Cei care au făcut filmarea au postat imaginele pe rețelele de socializare, iar poliția s-a autosesizat în acest caz. Mașina avea numere de Suceava, iar Direcția pentru Protecția Copilului Constanța a trimis notificare colegilor din Suceava ca să facă o anchetă socială la domiciliul familiei. Psihologii spun că asemenea lucruri îi pot afecta grav pe copii. Pe lângă efectele fizice ce se pot întâmpla, având în vedere că într-un spațiu închis un autoturism lăsat în soare ajunge la peste 40 de grade, avem de-a face și cu efecte psihice care îl pot afecta pe copil ulterior. Poate suferi o traumă cu greu recuperabilă, avertizează psihologul Adrian Cemănaru. De asemenea, pe plajele românești, mulți părinți își rătăcesc copiii pe care îi găsesc în cele mai fericite cazuri salvamari sau alți turiști atenți la ce se întâmplă în jur. Salvamarii spun, citați de digi24.ro, că în stațiunea Mamaia cel puțin 30 de copii se pierd în fiecare zi.